Neața! Lume, lume, lume! Bine v-am găsit la un nou episod din Breaz la Haiducilor! Eu sunt Billy, casa dumneavoastră, ca de obicei! Yeah! Și ne aflăm pe tărâmul nostru minunat. Bă, am uitat să-mi pun un semn aici. Am uitat să-mi pun un semn cum că ăsta e locul lui Billy. Bă, fantastic, domnule. Ce și faci, domnule? Să mai întâmplă. Bine ați revenit, oameni buni, pe acest mirific canal. Care este și va să fie? Hai să ne punem noi... mare bun. Hai să ne punem noi un pic de cărniță la prăjit, pentru că, valoarea e gata, ala e. Pune și ferul. De fapt, ăsta lasă la noi, că s-ar putea să avem nevoie, să ne luăm și bețele. Am defrișat un pic pe aici, pe zona asta, păduricea, și m-am gândit eu, așa, de capul meu, singur, într-o seară, bă, ce să construiesc eu aici, Anita? Pe această mirifică serie care este și va să fie. Am un conac am construit, apoi nu știu ce am construit. Am ce satană să mai construim atâta, mă, că nu știu. Na, și apoi tot am stat și m-am uitat și m-am gândit și bă, mi-a tunat o idee în cap. Fii atent. Deci, de aici așa, în zona asta, de undeva, o să... Ce Dumnezeu ai pățit? O picat de sus, săracu. Cum îi vrea pe sus? Cum îi vrea vremea pe sus? Dacă o picat de acolo de sus, trebuie să fie fain. Doamne. E hai, bun, super. Deci, vreau să fac așa, în felul următor. Deci, uai, doamne, fii atentu. Bă, ce fain e aici sub apă, am peștișori. Faină zona. Deci, din zona asta, cam de aici, mă rog, nu știu dacă chiar de aici, dar ceva în genul ăsta, o să fie așa, o navă de aia spațială, mă rog, nu spațială, o navă de pirați, da? Care, săraca, o naufragiat hăpt în muncele astea, deci să fie direct băgată cumva în munce. Deci, cam asta aș vrea eu să fac aici, da? Să vină de acolo, așa, să-mi vină cumva în muntele astea. Ei, după care în muntele astea să ne construim noi baza noastră. Bă, de când pică bețe din asta, mă? De bețe, mă? Ei, mă, n-am știut. Ce tare. Deci cam asta ar fi ideea și principală. Deci o navă care să fie izbit, distrusă, cu catargele, tătătăte, rupte, treburile astea, așa. Așa, și până ea să avem cumva intrare, apă acolo, cumva, nu știu, facem o ușă, ceva, o treabă. Să fie intrarea în bază. Facem baza în munte, de data asta, gata, nu mai am zis, în munte rămâne. Facem tot frumos acolo. Bă, iar e lag. Bă, de ce tot timpul când eu vreau să filmez, e lag? Fantastic! Da, așa că, bun, deci ce facem noi astăzi? Astăzi! Minând și noi ca băieții după diamante, am găsit 7. Așa, Anita. Mă, am dat păstă ceva în mină. Ce să fie, cum să fie, oare să fie nenea Ilie? Nu e nenea Ilie, am găsit un mineshaft, sau sper că așa îi spune, sau cred. O mină din aia abandonată. Ce s-a auzit, mă? Un porc sau o broască? În fine, deci am găsit un mineshaft, nu l-am explorat încă, așa că am zis că bă, băieților, care sunteți voi băieți și fete, bineînțeles, să nu fim rasiști și alte chestii, o să mergem frumos să explorăm un pic acea zonă, să vedem ce putem găsi pe acolo, chestiuțe, nechestiuțe, lemne avem, o să nu ne trebuie, cărbunele, ce-am făcut la aici, bun. Dar în primul și în primul rând o să ne facem noi frumos un târnăcop din diamant. Pentru că nu o să mai poate, doamne, pe el. Ori suntem cu valoare, ori nu suntem, nu? Pac, târnăcop din diamant și o sabie, pentru că cel mai probabil o să avem nevoie de ea. Bun, acum astea alte două diamante le punem acolo, just in case. Deci cred că mai bine facem un topor. Bă, nu știu cum se face scutul, mă. Face scutul, hai să vedem, nu știu aici, scrie aici, și, nu? T-H-I-L-D, nu? Dă-l la arme.
NMAC arme. Showing all. Arată-mi tot, bă. Nu vreau să fac shears, vreau să fac un scut. Nu mai știu cum să face scutul, mă. Fantastic. Ca să vezi, domne. Face un scut, mă. Hai că am găsit, bă. Yamar, hai așa. Deci, avem nevoie de lemne. Opsa. Păi ea, cred că nu mi-a arătat, că n-aveam. O, era schema. Emeralde, emeralde! Bun, hai că ne luăm așa scutul cu noi, ia fiți. Suntem ca și niște barbari, ăla. Înainte! Bun, punem sabia de diamant, pac! Elegant, frumos, cât de cât, bun, merem. Merem misiune. Fiți pregătiți că începe distracția. Unde e gaura noastră? Gaura noastră este aici. Hai, să-i dăm. Să-i dăm cu biceps. Tac, pac. Au, cum se aude, mă. Dar trebuie să-mi pun și torțele alea cumva pe aici, nu? Pe undeva. Yes, ca să fie mai bine. Cam până la oricum o să ne vină bază, o să ne facem aici ferme subterane, treburi, chestii subterane, subacvatice, la sub nivelul mării. Am umplut asta de torțe ca să știu pe unde să ia. Că știți că eu am un talent de la de a mă pierde în chestii, așa că, mă, singurul lucru care l-am făcut, am urcat până aici, atât, nimic altceva, așa că o să facem un pic de păcur. Bun. Și acum să merg mai departe, adică punem torțe să știm pe unde e satană, să o luăm. Să venim înapoi. Bă, nu, știu. Facem poză la coordonate și mai bine. Că altfel ne pierdem. Avem noi talente de alea importante prin care ne pierdem. Bă, sunt curios dacă găsim ceva spawnere sau nu pe aici. Am zis că lumea au găsit spawnere, chestii, treburi, sococeli, de-astea. Bă, pana mea. O, păiangăn. Trebuie să găsim spawnere de păiangăn cel mai probabil, dar să vedem câte găsim. Asta e cel mai important. Din partea asta sau de? Bă, apă! Oh, Iisus. Nu, aici, bun. Uți, Johnule. Bă, fraiere. Mă, cum dă-n mine? Bă, dar știi care e problema? Că eu nu mi-am luat mâncarea. Ori, odată. Mi-am luat mâncare la mine. Bă, de inteligență. Poate muram aici. Cât s-ar venit? Bă, plecați, bă, gata, bă. Potoliți-vă caie, stați așa. Acolo, boss, stai acolo, că... S-ar putea să... Pierim aici. Stai că merem să ne luăm niște mâncare. Venim înapoi, stai acolo, linșit. A rămas într-o inimă, mă duc să-mi iau mâncarea, nu se poate așa. Ce-a venit și-mi iau la scandal, domnule. Păi, dar ce facem? Fii atent, o inimioară, mă. N-o zâtă. Cât talent ai să rămâi într-o inimioară? Să vezi cât talent ai să... Și crăpăm imediat. M-ai crăpat odată? Dar din cauza unui schelet ambulant, care nu a avut altceva de lucru decât să... vină să se aie de noi, așa că... Ce și faci? Să mai implantează mușitina astea, nu e o problemă. Lasă, că merem așa nită pe aici, frumos, gigel, frone, treburi. Hop, hop. Hop, șa, hop, hop. Și afară ploaie, liniștit. Sper că n-am zombale pe lângă casă și treburi. Ai! Bag din pare repede. Somn de voie, repede. Ăla e. Perfect. Ah, mi s-a făcut cărnița. Unde am pus cărnița? Aici. Bun. Gravă treaba. Mă, am dus niște vaci la spawn acolo, au făcut băieții ceva fermă cu ele sau ceva, nu știu, că nu mă, credeți-mă, n-am avut timp să mă uit la nimeni la ce-au făcut pe YouTube și de-astea, n-am avut vreme nici să filmez, n-am avut vreme de nimic, am pușca mea, bă, zici că tot timpul când începe treaba din asta, zic că, bă, universul complotează, chiar am vorbit azi cu Pufu, zice, bă, să dragă, cum satana, mă, tot timpul când începem cu, bă, ne pune să filmăm, să trebuie, bă, tot timpul tu ai treaba atunci, mă, bă, zic, nu știu, să-mi trag nevi, dacă nu.
Atunci zici că universul complotează împotriva chestii astea. Ai de apoi mei. Bine că nu. Pic de acolo ca o jită. Dă-te sus. Dă-te sus. Bă, fantastic, domnule. Dar nu putem pune noi un cub aici să nu mai sărim atâta de lângă Dumnezeului de salt. Perfect. Să mergem aici cu tupeu. Hai să ne mâncăm mâncărica. Așa. Bun. Hai că ne punem așa cumva să am... Ai, lasă-mă tu pânză de pe aia în gân. Hai să vedem cum îi luăm pe ăștia până în văluire. Asta e întrebarea mea. Bă, da, de ce se duce așa repede mâncarea? Bă, cumva trebuie să-i iluminăm aici, pe băieți ăștia. Apă iluminatei. Pa. Trebuie să de. Hop. Unde te-ți băiatul meu? Hai înapoi. Ar trebui să dezactivăm noi spawnerul ăsta, dar băiatul ăsta s-a urcat în sus aici. Ea, fraiere, te văd. Ceva de genul se dezactiva, nu? Spawnerul. Super. Păi ce le-am la PvP cu shield-ul ăsta, bă? De ce, mă, ce pui cu ce încurci? Bă, o mai spawnat. Mai e un spawner acolo. Ha? Mai avem un spawner? Spawnează ăștia. Pleacă, bă. Sau ăștia spawnează că nu e iluminată zona. Spawnează parcă pe nu știu ce e zona, din câte mi-aduc eu aminte. Care... Piți mică, nu mai știu. Deci știu că trebuie să fie iluminată zona ca să nu mai spawneze ei. Bă, avem unul. Hai să ne uităm dacă nu mai găsim. Poate găsim ca și data trecută, când o găsim nenea Sky sau cine a găsit. O treabă de asta, dar... Câți? Pa! Ciao! O găsit o grămadă de spawnere din astea, deci fost... Nu știu câte au fost, 4 sau ceva de genul. 4 sau 3. Unul lângă altul. Hai să ne minăm și noi valoarea de aici, asta nu o lăsăm aici așa. Să ne continuăm drumul, văd că... Când am găsit numai unul aici? Știi, poate. Poate mai avem bulan. Lavă, oprește-te. Dar bă, ăștia n-au cufere, trebuie să fie și ceva cufer pe aici, nu? Bă, au făcut careva pe aici, mă. Ce mă opri apa asta, că mă interesează, sincer. Apă, de unde vii de aici? Bun. Bă. Pică ceva. Bă, diamanti aveți, băieții mei, pe aici, nu? Bă, era să mă țip acolo, mă. Amă, eram eu om. Aude ceva, mă. Dar nu știu ce. Noi bă, lasă că luminăm pe aici așa frumos. Ca băieții. Lapiz. Hai că lapizul ăsta ne trebuie, că... Dată facem level și, formă... Formă venea să ne enchantăm ceva în pana mea, că... Am văzut că... Bă, lumea a jucat, nu s-a jucat, adică... Or băga băieții pe aici. Chestii, trestii, ori făcut. Hop. Ce e acolo? Ioi. Hai. Era să pice pe mine. Ați văzut, mă, că strălucea ceva de acolo? Din neand. Eu am crezut că e un creeper aici. Avem un spawner.
Uite creeper-ul. Bă, stai acolo, bubuița și fața. Bun. Stați acolo, bă. Nu merg nicio. Bă, cum au venit ăștia să mă atace? Tu scris toșelul tău. Cum s-or cățăra nebunii? Hai, te rog, nu mă omoră. Te rog. Poză, să știm unde a murit, dacă a murit. Așa cu scutul. Ai, ai, ai. Bă, și unde e celălalt spawner, mă? M-am pierdut deja, e clar, da? Pe aici, pe-n zona asta, dar pe ei. Mă, ce să zic? Pare să merem? Stai că așteptăm să ne crească viața și după aia merem. Cred că este și ceva zombălei pe aici.